poliția e mai greu acum să le enumăr, pentru că sunt destul de multe, de la noi membri a juriului, doamna Erica Gudrun-Gut din Austria, care e o personalitate extraordinară, până la evenimentele conexe, să spunem, care țin de acest aspect de complex cultural pe care l-am dat Simfestului, de la concerte, invitație specială, miercuri seara la ora 20 pentru țapinarii, o prezență inedită aici și cred eu foarte plăcută, la dezbateri, până la dezbateri, la Ziua Limbii Române, pe care o celebrăm anul acesta în mod special și cu foarte multe evenimente. Cam astea sunt surprizele. Căutăm ce căutăm de fiecare dată. Calitate, profesionalism și teme cât mai interesante, tratate bine. Am fost cucerit de ce și-a propus Simfestul să facă. Dincolo de festivalul în sine, de documentare, de ce poți să vezi și poți să și înveți. Și am fost cucerit că pot să ajung în zonă și să povestesc oamenilor ce poți să faci cu imagine. O carte mozaic, o carte despre gazetărie, o carte despre cărți, în primul rând despre cărți, despre foarte multe cărți, pentru că Dan iubea cu pasiune cărțile, despre călătorii făcute cu cărți și printre cărți, despre el, despre pasiunea lui de a citi și o privire asupra
lumii actuale și asupra sinelui, a spune. Păi, diferențe. Până la urmă, montajul înseamnă asamblarea unor imagini. Sigur că diferențele majore sunt în primul rând de televiziune și publicitate și film. Pe de altă parte, au foarte multe lucruri în comun. Că sunt născut liber și liber voi fi mereu. Liber, dar până așa sunt eu. Thank you.
V-am spus, acest gen care pare aparent facil, pentru că în ziua de astăzi oricine poate face film documentar având un telefon mobil. Dar nu asta e problema. Este vorba de tematica aleasă, de subiectul ales. Sunt multe detalii și de gramatica filmului, care în ziua de astăzi nu prea se mai respectă. Thank you.